Dragii mei, iată-ne la o nouă etalare. Mă numesc Agapia și aș vrea să vedem în această filmare ce face și ce ar vrea să-ți spună, da? Ce îți transmite. Da? Ce face și ce transmite o persoană la care tu te gândești. Poate că nu vă vorbiți din anumite motive. N-ați îndrăznit încă să discutați. De asemenea, poate să fie o persoană care se gândește la tine sau să te gândești tu la o persoană și ai vrea să vezi ce face. În orice caz, nu există o cale directă de comunicare. Da? Și să vedem dacă rezonați cu această etalare. Și ca să facem ca lucrurile să fie cât de cât clare, cum ar fi să facem pe zodii? Nu m-am gândit la lucrul ăsta, dar așa am să procedez, dragii mei. Am să folosesc zodiile, da? Și le vom poziționa aici lângă lumânare. Iată, am și pachetul de zodii. Și vom lua pachetele care să vorbească despre semne, da, semnele zodiacale. Și avem așa. O să folosim semnele de foc, berbecleu, săgetător. Vom folosi semnele de apă, da, așa cum le-am găsit, în ordinea asta facem, rac, scorpion, pești. Pe urmă vom face zodiile de aer. Gemeni, în balanță, vărsător și zodiile de pământ la sfârșit. Așa procedăm, dragii mei. Și atunci, puteți asculta la semnul dumneavoastră și la semnul celeilalte persoane. Da. Vom începe cu zodia Leu. Da. În orice caz, lumânarea pe care o voi aprinde acum și vă rog să vă puneți o dorință, dragii mei, aprind această lumânare pentru ca o dorință a dumneavoastră să se împlinească. Am să vă rog să vă gândiți și la un motiv pentru care sunteți bucuroși, da? un motiv de recunoștință pentru ceva bun din viața dumneavoastră. De ce spun asta? Să nu uităm în fiecare zi să fim recunoscători pentru tot ce avem bun în viața noastră. Da? Să vedem ce părere are Universul despre dorința dumneavoastră. Eu oricum am să aprind această lumânare pentru ca dorința pe care o aveți să se îndeplinească, indiferent din ce zodie sunteți, indiferent din ce zodie este cealaltă persoană la care poate vă gândiți. Dorința să aibă sau nu legătură cu ea. Și începem cu semnele de foc. Nu știu dacă stă bine acest pachet. Să-l punem așa, dragii mei. Nici nu știu, credeți-mă. Nici nu știu. Uitați că n-am făcut regia. Iertați-mă că n-am făcut regia. Parcă stă mai bine aici. Da, lăsăm lumina și căldura să lumineze peste cărțile de tarot. Berbecleu săgetător. Ce face această persoană, sau poate dumneavoastră sunteți în berbecleu săgetător și vreți să vedeți, da, ce face persoana și ce îți transmite în acest moment. Ia să și pregătim cărțile pentru că le voi extrage eu din pachet. Primele trei cărți vor vorbi despre ce face acea persoană și celelalte trei cărți despre ce îți transmite în acest moment. Și avem așa. Ce face? În primul rând, poate să fie, da, poate să se gândească la dumneavoastră ca la o regină de monede sau să fie niște regine de monede, da? Dacă sunteți dumneavoastră berbecleu săgetător, să vă gândiți la o persoană din Taur, Fecioară, Capricorn
sau din nou berbec leu săgetător și avem și geme în balanță vărsător. Și ce spun aceste cărți? Avem în primul rând regina de monede. Spun în felul următor, ce face? Această persoană este un fel de 3 în 1. Îi place să se ocupe și de job, îi place să se ocupe și de treburile din casă, să se îngrijească pe sine. Da, este o energie foarte frumoasă și prosperă financiar. Doi de bâte înseamnă că ce face? Stă și așteaptă din partea dumneavoastră un mesaj sau un semn. În doi de bâte este de asemenea o distanțare între dumneavoastră și această persoană. Poate de asta vă și uitați la etalare. În doi de bâte vedem persoane care sunt la distanță geografică una de cealaltă, da? Deci considerăm și faptul că așteaptă un semn din depărtare. Iar acest rege de spade îmi spune că ar fi ce face, se ocupă de serviciu, da, poate lucrează la o instituție, e antreprenor, da, lucrează, are o firmă și este foarte obiectiv, foarte rațional, da, e foarte priceput. Deci e o persoană, ce face această persoană la care vă gândiți? Este preocupată de viața de zi cu zi. Și dacă este să ne gândim la dumneavoastră, cred că vă aflați fie la distanță, fie sunteți distanțați, deși locuiți împreună, sau poate v-ați certat, da, dar așteaptă. Persoana asta se gândește să știți la dumneavoastră. Așa sunt cărțile. Da, să vedem ce vă transmite în acest moment. Ce vă transmite? În primul rând, patru de spade. Vă transmite faptul că își face un plan, se gândește la dumneavoastră și cum anume să-și regrupeze forțele. Poate v-ați certat, poate v-ați contrazis. Patru de spade chiar îmi arată o persoană preocupată, da, care încearcă să-și încarce bateriile cumva, da. Ce, de asemenea, ce vă mai transmite? Că sunteți ca o împărăteasă, da? Cartea împărătesei este, dacă sunteți doamne, vă transmite complimente. Cartea împărătesei vorbește despre multă feminitate, fertilitate, dar și autoritate, da? Vă vede foarte frumos, iar dacă sunteți domni, ei bine, ce vă transmite această doamnă? Faptul că se gândește să vă ofere un copil sau să aveți prosperitate împreună, știți? Adică vă transmite că merită efortul pe care ar trebui să-l depuneți dumneavoastră în cucerirea acestei persoane. Și ce vă mai transmite? Și regele de cupe. Vă transmite multă armonie și înțelegere. Eu văd aici, da, dacă ar fi să vorbim, văd Taur Fecioară Capricorn, văd berbec leu săgetător, geme în balanță vărsător, da, aici avem Rac Scorpion Pești, la împărăteasă avem Taur și de asemenea geme în balanță vărsător. Deci văd așa că împărăteasa și cu regele de cupe chiar fac o pereche frumoasă, pentru că regele de cupe este înțelegător, bun și blând, iar împărăteasa e împărăteasă, nu? Foarte frumos. Deci în cazul dumneavoastră își dorește un semn. Probabil că ar merita să-i dați un semn dacă aveți posibilitatea. Se va bucura foarte mult, pentru că să știți că se gândește la dumneavoastră. Bun, să mergem la următoarea grupă, la grupa formată din Rac, Scorpion, Pești și fie sunteți dumneavoastră aceste zodii sau ascendente, nodul nord sau semnul lunii, ori cealaltă persoană este în aceste semne, într-una, da, din Rac, Scorpion, Pești. Să vedem ce face această persoană. Și de asemenea, ce vă transmite? Care sunt mesajele? Dacă sunteți gata,
Iată ce vă spune această persoană. În primul rând sunt aceste trei cărți, da? Ce face? Ce face această persoană? Ar putea să fie din fecioară sau s-a izolat puțin. Poate n-ați mai aflat de ea mesaje, nu v-a mai trimis. Stă în propria sa înțelepciune și găsește o soluție, o cale de ieșire, cum anume să ajungă la dumneavoastră într-un fel sau altul. Cartea Eremitului despre asta vorbește, găsirea soluțiilor în propria sursă de înțelepciune și un pic de izolare, să-i spunem. Ce mai avem? Mai avem lumea. Ce face această persoană? Poate a plecat într-o călătorie sau efectiv a încheiat cu succes un ciclu ca să poată să treacă la un nivel următor. Poate studiază, poate se gândește la dumneavoastră ca și cum ați fi lumea, da, pentru această persoană. Avem de asemenea și 10 de monede. Este cartea familiei fericite. Se gândește la dumneavoastră ca la familia sa prosperă sau o legătură prosperă, pentru că 10 de cupe este cartea familiei fericite, dar 10 de monede este familia îndestulată. Și văd preocupări pentru această persoană de a avea o familie îndestulată. Și să nu uităm, da, de această lume, da, care înseamnă trecerea la un nivel următor. Ce face? Poate se gândește, cum să spun, să asceadă relația dumneavoastră spre un nivel următor. Poate să începeți o prietenie, să începeți o colaborare sau chiar o relație, da, să vă logodiți sau să vă mutați împreună. Deci cartea aceasta, lumea, este de bun augur. Însă este acest moment, da, o perioadă mai izolată în care se gândește la bunăstare, la bunăstarea dumneavoastră. Iar cărțile legate de ce vă transmite această persoană, în primul rând vă transmite, cum să vă spun, tot binele din lume, așa e o vorbă, asul de monede. V-ar face un cadou, v-ar spune că își dorește să înceapă o relație, dar, cum să vă spun, foarte bine ancorată în realitate și nu așa un foc de paie, ci chiar se gândește la o implicare serioasă, da? Este o persoană care este disponibilă de a intra într-o relație sau ce ar mai vrea să vă mai spună, ce vă spune, că își găsește o temperanță, da, sau faptul că îi oferiți un calm anume, o cumpătare, dumneavoastră îi oferiți, e ca și cum și-ar dori să se așeze la casa lui, știți? Temperanța asta. Hai să vedem ca și zodii. Avem eremitul este fecioară, lumea este vărsător, 10 de monede este tau fecioară capricorn. Aici avem valetul de spade care este din gemeni balanță vărsător. Temperanța este săgetătorul sau hai să-i spunem, da, săgetătorul și asul de monede din nou taur fecioară capricorn. Deci îi oferiți un calm, temperați mult această persoană care acum, da, ce vă transmite? Faptul că vrea să știe cât mai multe despre dumneavoastră. Acest valet de spade este chiar o persoană foarte curioasă, care spionează să vadă ce faceți, unde sunteți. Asta vă transmite, da, cum se spune, every breath you take, every move you make. Era o melodie a lui Sting, da, vă urmărește orice mișcare și orice respirație. Probabil asta în sens pozitiv, în sens bun, că vrea să vă cunoască. Și văd, da, văd temperanța și asul de monede. Dacă ați avut discuții, probabil că asta vă transmite că nu vrea să mai,
să mai existe certuri sau discuții între dumneavoastră. Foarte frumos și în cazul celor din Rac, Scorpion, Pești. Și bineînțeles că vom trece la cei care au ales, de fapt, cei care sunt în gemeni balanță vărsător sau îi interesează o persoană din gemeni ori balanță ori vărsător. Ce întrebăm cărțile? Ce face persoana la care vă gândiți și ce vă transmite aceasta? Să vedem și în cazul dumneavoastră, dragii mei, ce anunță cărțile, ce face persoana aceasta și ce vă transmite ea. Bun, și am să aleg pachetul din mijloc, dar de fiecare dată am procedat altfel, așa mă simt ghidată să fac. Și am să le iau din urmă. Deci, primele trei cărți vorbesc despre ce face această persoană. Această persoană poate să fie din zodia Leu. Poate aveți, dragi gemeni balanțe vărsători, relații cu o persoană din zodia Leului. Această persoană este solară, îi place să se bucure de viață și ce face? Cred că este fericită, este bucuroasă, da, dar are această iubire de sine. Poate ușor egocentrică, așa cum sunt toți leii. În primul rând asta văd. Sau pur și simplu își risipește norii din viața sa, da, văd acest soare. Apoi, văd o regină de spade. Ce face această persoană? Poate este mai severă, poate că a renunțat să fie drăgăstoasă. Ce face această persoană? Poate lucrează foarte... Dar regina de spade poate să fie o instituție, o companie, un antreprenor, o firmă particulară. Regina aceasta de spade vorbește despre preocupare pentru mediul profesional, multă loialitate, de asemenea arată această carte, dar și o severitate, să spun. Poate că nu mai vorbește atât de drăgostos cu dumneavoastră și iată că avem și roata norocului, care ce spune? Că o să se schimbe situația, dar asta nu înseamnă că nu va fi bine, soarele va rămâne, dar poate că vă va încălzi pe amândoi. În afară de Leu, poate interacționați cu gemeni balanță vărsător și cu săgetătorul. Întotdeauna când soarele apare într-o etalare, este de bine. Da? Și roata norocului la fel, anunță că și destinul vine să vă ajute puțin în ceea ce aveți voi de făcut. În orice caz, persoana aceasta pare foarte serioasă, pare antrenată, ca și cum și-ar face norocul cu mâna lui. Da, așa, așa despre asta vorbesc cărțile. Și tot din urmă am să iau și ce vă transmite persoana aceasta la care vă gândiți. În primul rând, văd un 5 de spade. Persoana aceasta este destul de îngândurată, chiar și noaptea, în loc să se odihnească, vă transmite că e preocupată de o anumită situație. Și avem 6 de monede, dar din fericire vă transmite faptul că problemele, dacă existau niște probleme financiare, ele se vor rezolva. Este ca și cum fie face rost de o sumă de bani, fie o împrumutase cu ceva timp în urmă și da, o va primi înapoi din partea persoanelor pe care le-a împrumutat, ori vorbește despre o moștenire pe care e posibil să o primiți. Da? Și avem și 6 de spade, dragii mei. Deci, probabil că vă transmite faptul că își face 1000 de probleme din cauza banilor și că este foarte, foarte preocupată, pentru că 5 de spade și cu 6 de spade, ce mai spune? Ce vă mai transmite? Că ar vrea să lăsați în urmă toate
discuțiile neplăcute și să învățați din greșeli și să mergeți mai departe, cum ar veni spre o situație mai bună, nu întotdeauna sau nu banii sunt cei mai importanți. Poate că v-am spus, cu 5 de spade ați făcut niște compromisuri și poate nu mai e nevoie să le faceți. Cu 6 de spade, da, să aveți grijă să nu fiți foarte tăioși, să vorbiți cât mai drăgăstos și poate această persoană, asta vă spune că problemele pe care, da, cele financiare, o împiedică pe această persoană să fie drăgăstoasă, dar până nu rezolvă aceste dificultăți, probabil că își va menține această atitudine mai rece. Da, dragii mei, din ceea ce văd eu aici, avem, cum spuneam, gemeni, balanță, vărsător, leu, da, și săgetător, avem taur, fecioară, capricorn cu acest 6 de monede și din nou gemeni, balanță, vărsător. Poate sunteți cupluri din aceste semne. În orice caz, cred că lucrurile trebuie discutate, da, poate ar fi bine să discutați. Pur și simplu, așa cred că este o perioadă temporară care va trece și lucrurile se vor rezolva. Eu vă doresc toate cele bune și bineînțeles că am să trec la Taur, Fecioară, Capricorn. Dragi persoane din Taur, Fecioară, Capricorn, întrebarea este ce face cealaltă persoană și ce vă transmite ea. Să vedem dacă aveți... Da, dacă aveți posibilitatea să primiți răspunsuri cu care să rezonați, da, vă invit, dacă vă place talarea, să oferiți un like, să vă abonați, bineînțeles, și să comentați. Iată că la dumneavoastră am să aștept cărțile să iasă. În primul rând, ce face această persoană? Posibil să fie tot din Taur, Fecioară, Capricorn. Acest 2 de monede îmi spune faptul că încearcă să țină în echilibru fie cariera și relația, fie încearcă, da, ce face în acest moment, să-și calibreze viața, da, ceea ce simte în interior se exprime în exterior, să nu mai poarte măști care probabil că l-obosesc foarte tare sau o obosesc. Da? Deci, încearcă să își echilibreze viața. Ce face această persoană? Ei bine, încearcă să-și echilibreze viața. Ce mai face această persoană? Avem o regină de cupe, își dorește o împăcare, își dorește armonie, să puteți să o ascultați dacă are de vorbit, dar de asemenea să și dumneavoastră să vorbiți, pentru că poate să fie receptivă, poate să vă dea un sfat bun, să vă fie o prietenă bună, da? Regina de cupe vorbește despre armonie, despre bună înțelegere. Așadar, în felul acesta se simte persoana de care sunteți interesați, da? Și să vedem și a treia carte care să vorbească, da, despre ce face persoana la care vă gândiți. Eu am să le amestec, da? Iată, în primul rând, ce avem? Avem 2 de cupe. Ce face? Se gândește la dumneavoastră ca la o pereche, ca la o pereche de suflete, gemene, ca la o pereche predestinată. Poate că sunteți din Taur, Fecioară, Capricorn, din Rac, Scorpion, Pești sau din nou Rac, Scorpion, Pești. Să vedem ce vă transmite această persoană. Lumea. Ce vă transmite? Faptul că poate sunteți lumea pentru această persoană sau
faptul că este plecată în lume, în altă țară, posibil să reușească cu succes la un examen sau într-o afacere. De asemenea, aș vrea să vă transmită faptul că se gândește cum să fiți împreună și cum să începeți poate o relație sau relația aceasta să asceadă spre un nivel superior, să vă mutați împreună sau să vă logodiți. Foarte frumos mesaj. Să vedem ce altceva vrea să vă transmită. Mai avem nevoie, iată, de două mesaje. Primul, ce ar vrea? 8 de monede. Ar vrea să vă păstrați perseverența împreună și să formați prin acest 8 de monede, să formați un cuplu stabil și statornic. Ar vrea să vă cunoască în detaliu, văd din nou energie din Taur Fecioară Capricorn. Asta își dorește, să devină un maestru, da, a vă cunoaște în cel mai mic detaliu și de a vă asigura o bună stare materială, pentru că 8 de monede chiar este o carte a recompenselor. Poate că ar vrea să primească exact ce v-a oferit, da, poate multă dragoste sau multă stabilitate și preferă și din partea dumneavoastră, da, să primească. Iată că au căzut 2 cărți, nu una, dar le vom interpreta. Ce ar vrea să vă mai spună? O regină de spade, poate să fie din gemeni balanță vărsător, și 5 de monede, de o lipsă. Ei bine, ar vrea să vă spună că este posibil ca în ultimul timp să nu fi fost la fel de drăgăstoși cu această persoană și că a simțit o lipsă emoțională, da, a simțit o severitate din partea dumneavoastră. Acest 5 de monede, cartea lipsei, poate să vorbească și despre o perioadă temporară de lipsuri financiare, dar văd mai degrabă emoțional. Regina de spade anunță și un angajator, anunță și un loc de muncă. Da, poate este nemulțumită această persoană la actualul loc de muncă și de aceea se simte nevoită să-și schimbe jobul, da, posibil și asta, sau să lucreze la o instituție de stat sau să fie o autoritate importantă, da? În orice caz, văd monede multe, cum ar veni, da? Avem Taur Fecioară Capricorn, avem Vărsător, avem Gemeni Balanță Vărsător, da? Rac Scorpion Pești și Taur Fecioară Capricorn de asemenea. Foarte frumos, dragii mei, și în cazul dumneavoastră, sper că v-a ajutat această etalare și vă este de folos. Eu vă mulțumesc frumos pentru atenție, vă invit să vă abonați, să oferiți un like și să comentați dacă ați rezonat. Vă îmbrățișez, să fiți ocrotiți, ocrotitori și toate cele bune. Să aveți grijă de voi. Sănătate!